Timp de 2 zile, pe stadionul Metalurgistul din Slatina a avut loc cea de-a 5-a ediție a memorialului Eugen Stanciu. Nea Gigi, așa cum îi spuneau apropiații fostului capitan al generației de aur a Slatinei. O competiție în care au fost angrenați micuții fotbaliști din tot județul. În ediția de anul acesta, 8 echipe au luptat pentru marele trofeu, însă organizatorii au acordat premii individuale și celor mai buni sportivi. Nu a fost ușor și a trebuit să ne raportăm la condițiile de distanțare încă existente. A fost un control epidemiologic la intrarea în baza sportivă. Copiii au avut apă și toate condițiile pentru a desfășura competiția cu bine. Cred că această competiție constituie o bună pregătire pentru viitoarele jocuri oficiale pe care ei le vor disputa. Competiția rezervată juniorilor născuți în 2010, dar și celor mai mici, a fost organizată de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, în colaborare cu Primăria Slatina, Consiliul Județean Olt și Asociația Județeană de Fotbal. La eveniment au participat și membrii familiei regretatului fotbalist, dar și antrenori și șlefuitori de talente. Eu sunt convinsă că de acolo de sus el ne privește și este mândru de tot ceea ce vede aici. Anul trecut, din cauza pandemiei, ne-a părut foarte rău, nu a putut să aibă loc acest eveniment, dar astăzi mulțumesc din inimă celor care s-au implicat pentru realizarea acestui eveniment și aș aminti pe Doru Alexe și nu în ultimul rând Primăria Municipiului Slatina și Consiliul Județean. Mulțumesc frumos! Sunt extrem de emoționat, am în apropiere adevărate valori, foste adevărate valori ale Slatinei. Sunt extrem de emoționat pentru că acești oameni au fost de cele mai multe ori ambasadorii adevărați ai Slatinei prin ceea ce au făcut în teren. Cele 2 zile am remarcat prezența multor copii valoroși, ceea ce înseamnă că Slatina este un adevărat centru de lansare a tinerilor talente. Și vă felicit și pe antrenori și pe părinți. Văd ca o experiență foarte bună. Noi nu punem presiune pe copii, ne bucurăm de fotbal și pe ei învățăm la fel, să se bucure de fotbal. Sunt foarte mulți copii buni și foarte buni. Există, din ce am văzut eu, câțiva copii care sar peste media celorlalți și cred că vor face pasul spre fotbalul mare cu siguranță. Participarea echipei mele pe care o antrenez e foarte bine, s-a exprimat foarte frumos, mai ales că suntem împreună de 8 luni de zile. Eu sunt foarte mulțumit de aportul lor, atât fotbalistic cât și de disciplină. Este o acțiune care e benefică pentru toți copiii acestui oraș, acestui județ. Și e foarte frumos că s-a invitat o categorie de vârstă, cum ar fi acum 2012. După 2 zile cu jocuri spectaculoase, în marea finală au intrat jucătorii de la Academia de Fotbal Răzvan Raț și cei de la Athletic Slatina. Invităm pe 8-2 pentru cei de la Athletic a fost scorul final. Punct final al întrecerii memorialului Eugen Stanciu, ediția 2021. S-a încheiat și ultimul joc. Marele trofeu a fost oferit de soția regretatului Eugen Stanciu și Ionuț Ivan, președintele Consiliului Județean Olt. Trofeul revine echipei Athletic Slatina. În componența Andrei Părgulescu, Luca Pipescu, Linie Robert.
Alex Raț și Adrian Cârstea sunt antrenorii grupei 2012 a echipei Athletics Slatina. Elevii lor au obținut titlul de campioni ai acestui turneu. A fost un turneu foarte bine organizat, a fost o competiție exemplară din orice punct de vedere și consider că toate echipele prezente s-au ridicat la valoarea lor adevărată. Avem foarte mulți jucători talentați, noi vrem să ne trimitem tinerile talente la echipele de top din România și sperăm să putem crea și în continuare din grupele mai mici. Idealul nostru este să creăm fotbaliști și totodată echipă, pentru că un jucător nu poate juca fără echipă. Este un turneu foarte bine organizat, se organizează în fiecare an. Sunt numai profesioniști care se ocupă de acest turneu, totul e ca la carte. Cum au răspuns copiii foarte pe bine. Care i-ați antrenat la această competiție? Foarte bine, am pus în aplicare tot ce am muncit până în acest timp. Sunt mândru de ei. În fiecare zi suntem prezenți alături de copii. Facem o muncă titanică de cel puțin 7 ani și acum începem să culegem roadele acestei munci. Cum vedeți această organizare de la Slatina, de la Memorialul Gigi Stanciu, ediția 5-a? De când a început Memorialul Eugen Stanciu, noi suntem co-organizatorii acestui turneu și, după cum vedeți, se ridică cam la cel mai bun nivel de organizare care se poate face la noi în județ. Iată cum au simțit această competiție o parte din câștigătorii acestei ediții. Cum a fost competiția aceasta pentru tine? A fost grea, dar mă bucur că am reușit să o câștigăm. Vei merge în continuare la fotbal alături de colegii tăi de la Athletics Slatina? Da. Și ce urmărești în viața ta, în viitoare? Să ajung undeva odată. Unde? La o echipă mare, unde să fiu un fotbalist. Ai o preferată, o echipă mare preferată? Barcelona. Ce înseamnă pentru tine acest turneu de fotbal? Înseamnă foarte mult, înseamnă primul meu turneu și vreau să-l câștig. Vrei să-l câștigi? Da. Ai un idol în fotbal? Da. Cine? Cristiano Ronaldo. Vrei să ajungi ca el? Da. Este adevărat că Academia Hagi după tine să te ia acolo? Da. Și ce părere ai de treaba asta? Nu, una bună, pentru că vrea să ajung un fotbalist mare. Am luat locul 1 și de ziua lui Domnul i-am făcut un cadou frumos. Astăzi eu m-am descurcat după mine bine. Le transmiți ceva colegilor? Eu vreau să le transmit că eu am... că au jucat toți bine. Sper ca Domnul să fie fericit de cum am jucat. Ești mândru să joci în echipa asta? Da, sunt foarte mândru. Cum a fost competiția de azi? A fost ușoară. Ușoară? Da. Ai luat vreun gol azi? E portar, n-are. Am luat un gol în tot turneul ăsta. Cum a fost pentru tine această competiție? Grea. Și? Ai trecut-o cu brio? Da. Ce urmărești în viitor? Vei mai veni la fotbal? Da. Ai o echipă preferată? Da. Care este aia? Barcelona. A fost foarte frumos, am evoluat cu toții. Așa? A fost foarte greu. Așa? Destul de ușor, dar am avut foarte multe emoții pe finalul meciului de astăzi. Da. La 1-1 băgaseră pe mâneca. Da, am ascultat de domnul nostru antrenor și am făcut ce ne-a spus. Ne-a spus și am ascultat de rezultate din mereu ne-a spus domnul. Cum vă antrenați, așa jucați. Cum te numești? Nicolas. Nicolas. Ce post ocupi? Atacant. Atacant? Și astăzi cum v-ați descurcat? Bine. Bine? Ce a spus domnul antrenor? Că am jucat foarte bine. Și că e bucuros de noi. Mă bucur. Cum te numești? Robert. Ia spune, Robert, ce post ocupi? Fundaș central. Fundaș central? Da. Și de când joci fotbal? 2 ani jumate. La ce echipă îți dorești să ajungi? Real Madrid. Cum te-ai descurcat astăzi? Binișor. Luam mingea la picior și îi dribleam. Super. Ce mai simplu de atât în fotbal, nu? Care este logica fotbalului? Ce trebuie să facem? Pase. Pase? Super! Și se driblăm. Pase și driblaje, da? Și goluri. Și atenție, strategie. Da. Golurile nu prea contează pentru că nu poți să faci nimic cu ele, nu prea contează. Dacă asta fi mare, atunci. Am câștigat cupa, sunt fericit. Și
din privința mea eu am jucat bine, dar eu credeam că pot ca să fac mai multe chestii. Și n-ai reușit? Unele nu le-am reușit. Cum ar fi, eu n-am dat niciun gol și aș vrea am vrut ca să dau și eu un gol, dar n-am dat. Și da, am câștigat o medalie, locul 1, sunt mândru de mine și cam atât. Cum a fost astăzi, Andrei? Foarte bine. Eu te-am urmărit foarte atent și mi-a plăcut mult cum joci. Ce planuri de viitor ai? Unde vrei să joci? La Barcelona. La Barcelona? Bravo! Păi și ce trebuie să faci ca să ajungi la Barcelona? Să joc bine și să fiu atent. Să la domnul. La domnul? Da. Respect strategia de joc pe care voi impune domnul? Da. Cristian, ce post ocupi tu în echipa Atletic? Atacant. Atacant? Da. Și cum a fost azi? Bine. În ce sens bine? Cum ai jucat? Păi a fost foarte bine, în sensul că am câștigat. Bravo, Cristian. Ai ajutat echipa astăzi? Ai pus da. Umbru acolo? Da. În cadrul echipei? Da. Da? Acolo, câte timp? I-ai sprijinit? Da. Pentru campionii acestui turneu urmează o perioadă extrem de încărcată cu antrenamente, dar și competiții importante. În luna octombrie, micuții fotbaliști vor participa la un turneu ce se va desfășura în Barcelona.